Bună seara, dragi prieteni! Îl avem alături de noi pe Marius, de la Real Rapid. Salut, Marius! Salut! Ce ne poți spune despre meciul din seara asta? Un meci strâns, în continuare Oxigen pune probleme, într-adevăr? Da, corect, dar după atâtea înfrângeri de la începutul sezonului, nu, returului, a venit și la noi o victorie. Am mai jucat de două ori cu Oxigen, am bătut de încă două ori. Dar am avut 4-1, am ratat la 4-1 niște ocazii și eu am avut multe ocazii, am apărat și eu azi destul de bine, dar puteam să-i batem mult mai lejer, ne-am chinuit, la ultima fază au ratat cu poarta goală, au ratat ei cu poarta goală, putea să ne egaleze, era să pierdem 3 puncte așa, dintr-o prostie. Da, într-un final totuși a fost o victorie muncită și de o parte și de alta, muncită și de voi, dar... A fost un meci frumos, fair play, nu au fost foarte multe faulturi, n-au fost prea multe nemulțumiri la adresa arbitrilor, totul a decurs conform planului. Cum trebuie să decurgă, cum vrem și noi să decurgă tot. Da. Bine, Marius, să-ți mulțumesc tare mult și baftă în continuare și o seară frumoasă. O seară frumoasă. Adio.